Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț a fost atenționată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară încă de săptămâna trecută de apariția în Moldova unor focare de peste porcină africană. În aceste condiții, inspectorii sanitar-veterinari au luat măsuri privind circulația animalelor pe teritoriul județului Neamț. Am fost sesizați încă de săptămâna trecută de faptul că în apropierea teritoriului României, și mai exact la câteva kilometri de Botoșani, evoluează focarii de peste porcină africană. Și atunci, așa cum era normal, am fost sesizați sub acest aspect, tocmai pentru a lua toate măsurile care se impun și măsurile stabilite din legislația sanitar-veterinară, mai ales privind circulația animalilor, pentru a ne feri sau a nu da posibilitatea pătrunderii virusului pestei porcine africane și pe teritoriul României. Conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Neamț a desfășurat acțiuni de informare a primăriilor, consiliilor locale și medicilor concesionari privind apariția unor focare de peste porcină africană în județul Botoșani. Am făcut acțiuni de informare către toți factorii responsabili, consilii locale la toate primăriile aferente județului Neamț, la fondurile de vânătoare, am anunțat medicii veterinari, concesionari cu privire la tablou clinic și modul de manifestare a bolii pestei porcine africane, și pentru că tot discutăm și zic eu o chestie importantă pentru media și locuitorii județului Neamț, nu are un impact asupra omului, ci asupra populației de porcine această boală, și mă refer la pesta porcină africană, sub aspectul producerii unor pagube economice importante. Specialiștii atrag atenția că pesta porcină africană nu este periculoasă pentru om, dar produce mortalitate de 100% în rândul suinelor. Odată pătruns pe teritoriul unei exploatații comerciale, mortalitatea poate atinge un procent de 100%. Ați atenționat în sensul acesta mari producători, mari crescători? Am atenționat prin adresă oficială, doamna Ordean, toate exploatațiile comerciale aferente județului Neamț. Când spun exploatații comerciale, mă refer la fermele de porci cu autorizație sanitar-veterinară pentru înăsprirea condițiilor privind biosecuritatea porcinilor din aceste exploatații. S-au luat măsurile necesare pentru ca medicii concesionari să asigure asistența medicală pentru porcinele din gospodăriile individuale. Fermele în care cresc porcine au încadrați medici veterinari proprii care asigură asistența medicală pentru animalele acestora. Avem ferma de la Bașta, ferma de la Sui în Prod, Agria la Girov. Sunt vreo 3-4 exploatații comerciale cu autorizație sanitară veterinară, cu un efectiv, zic eu, important de porcine. Vă pot informa că la nivelul acestor exploatații comerciale avem medici veterinari care asigură asistența sanitară veterinară, fiind obligatoriu prezența medicului veterinar în cazul acestor ferme. Ținem o legătură permanentă cu dumnealor și din acest punct de vedere eu spun așa că sper să nu avem probleme. De mai bine de 2 ani, ca urmare a unei directive europene, nu se mai realizează imunizarea porcinilor împotriva pestei porcine africane. Nu se mai efectuează vaccinarea porcilor, nici nu există imunoprofilaxie la pestă porcină africană. Iar la pesta porcină clasică există decizia Comisiei Europene și noi nu mai vaccinăm. Nu vaccinăm din mult timp, din 2-3 ani de zile.
tocmai pentru a fi permisiv comerțul intracomunitar. Prin acel sistem canalizat LON, sistemul de distribuție, la modul că putem da carne în comerț intracomunitar provenit din fermele din România, dar numai porc abatorizat. Simptomele pestei porcine africane sunt moartea subită a animalelor cu indicii aproape inexistente privind cauza decesului animalului, care are febră ridicată, respectiv 40-42 de grade. Pielea animalului bolnav se înroșește, în special în vârful urechilor, a cozii, a extremităților distale, pe piept și în zona abdomenului. Apetitul animalului scade brusc. Porcul este apatic, ceanozat și lipsește coordonarea motrică cu 24-48 de ore înaintea morții. Animalul moare în cel mult 20 de zile de la îmbolnăvire. Virusul pestei porcine africane se transmite prin contact direct între animale sau indirect prin hrănirea animalelor cu lături care conțin carne sau produse secundare ce provin de la animalele infectate. Infestarea se poate produce și de la căpușe care au sub din sângele animalelor infectate sau chiar prin ustensile, hainele îngrijitorilor sau furaje contaminate. Singurele metode de prevenție eficiente sunt menținerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme și controlul potrivit al posibilelor focare de infecție, raportarea suspiciunilor de îmbolnăvire, carantina strictă, eradicarea animalelor susceptibile de a se fi îmbolnăvit.